aici, opriți-vă, vă rog, aici am băgat pe stradă încolo, piatră mare și după aia am venit cu piatra măruntă. Strada asta îngustă, că a fost cu foarte rea. Așa cum am mai spus, e un proiect care în momentul de față stagnează. Stagnează pentru că constructorul e de rea credință din punctul meu de vedere. Mai are câteva zile din contract de executat. O să dau ordinul de începere acum la 1 martie. Și dacă nu termină lucrarea în zilele rămase, o să reziliem contractul de drept. Urmând să, cum am spus, facem acea expertiză, oricum facem expertiza, indiferent că vine sau nu vine, facem expertiza să vedem ce anume s-a consumat în cadrul proiectului și ce anume s-a asfaltat și cum, calitativ, pentru că stau și mă uit, asta nu e lucrarea deja crăpată și da. Sunt convins că nu e făcută cum trebuie, rămâne doar să mă conving și prin expertiză. Am văzut domnul viceprimar zone Fereșanță. Acolo, da, unde, acolo unde avem asemenea zone, neapărat trebuie să luăm în calcul să facem șanțe. Da, dar în proiectul ăsta, de ce mi s-a spus din primărie, e prins, sunt prinse și șanțele și atunci nu pot să intervin. Când aș putea interveni sau am putea interveni să facem șanțurile? E vorba totuși de un proiect și să nu se suprapună la costuri. În cadrul unui proiect, unele lucruri pot fi scoase, unele lucruri pot fi adăugate prin dispozițiile șantier, împreună cu proiectantul. Când ne uităm pe proiect exact despre ce e vorba și dacă șanțurile sunt prinse, de exemplu acolo avem șanț. Da, da. Dacă ar fi prins aici, ar trebui mutat lângă... Exact. Lângă aproape drum. De drum, da. Și dacă sunt prinse șanțuri, să vedem pe rugă cum s-au schimbat materialele și vedem cum se compensează.